documentare cu inventarul domeniului public. Nu știu și eu, acolo, inventarul domeniului public. Cine este pentru ordine de zi? Unanimitate. Vă consult asupra conținutului acestui verbal de la ședința din 28 martie. Aveți obiecții? Dacă nu sunt în urmă, cine este pentru? Dar nu sunt întrebări, vreau să vă specific că sunt exact aceleași amestecăți din 2018, actual care avem acum, fără nicio de indexare, în afară de rata de inflație, care este de 1,38%, de bine, 1,34%. Deci asta este de rata de inflație dată la BND. Anul trecut n-am avut inflație, a fost acum, deci e același impozit plus rata de inflație. De unde vorbim de inflație la rata de inflație? Da. Până la sfârșitul anului, în funcție de ce hotărâre de guvern va mai apărea, e probabil sau e posibil sau nu e posibil să mai apară pe modificările legislative. Tot fiscal spune că trebuie aprobat până la sfârșitul lunii acestea. De asta și ne l-am pus în ședință de luna aceasta. Nu l-am mai lăsat până la sfârșitul. Așa ar trebui cu fiscal, trebuie să-l încadrez în urmă. Aceasta, da. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări și... La punctul, la proiectul de hotărâre de 20. Articolul numărul 1 spune să aprobă ca impozitele fiscale locale pentru anul 2019 să fie stabilite la nivelul anului 2018, nivelul la care se va adăuga indexarea cu rata inflației în procent de 1,34%, conform legii. Câteva întrebări. O primă întrebare. 1,34% este procentul de inflație la ce dată? Corecțiile se fac cu 2 ani în urmă, deci 31 decembrie 2016. Trebuie adresat la Ministerul Finanțelor. Probabil e cu coeficient de inflație pe 2017. La domnule. Da, cer să-mi văd. Să ne aduc adresa dacă gândesc. Nu. Deci, important este următorul lucru. Ca la acest articol, astăzi noi, dacă putem stipula următorul aspect. Cu procentul inflației pe ăsta, nu care va fi. Și a doua chestiune. A doua întrebare care este mult mai importantă. Își amintesc că careva dintre noi când a fost ultima indexare a pensiilor și a salariilor? Deci a spune foarte clar că se indexează și pensiile și salariile. În atare situații, când e bine, nu-i de bine, când e rău, hop și eu. Adică, mai concret, deci să fie indexat impozitul și taxa către stat, da? Dar nu și pensiile și salariile. Deci, iată că ne aflăm într-o situație în care trebuie să ne întrebăm dacă aprobăm astăzi noi, Consiliul Local, cu indexarea cu rata inflației, da sau ba. Atâta timp cât eu nu știu decât timp nu s-a mai indexat pensia și salariul. Care este legiferat. Deci, dacă Banca Națională, sau cine spune dumneavoastră, Direcții financiare, ce ne obligă la indexarea inflației, trebuie să se obligă și ei, cu ei, să indexeze pensiile și salariile. Altfel, ne aflăm într-o situație adică... De ce trebuie să fim de acord și să nu mai fim cu împovărare?
Auzit guvernul că până în 2020... Că domnule, nu mă rog, hai să vorbim în ordine. Și mă vălează pensiile. Eu nu vreau să intervin înainte de acea ședință. Domnul, dați voi, vă rog frumos, am vrut să te atrag atenție înainte de acea ședință. Haideți să fiți civilizați, să nu mai vorbim unii peste alții, că fiecare poate să vorbească în tot felul și să... Dacă are cuvântul domnul Orfeanu, să vorbească domnul Orfeanu. Eu nu o să mai intervin și sper să mă pot abține, indiferent de provocările care mi le face oricine și oricum, până când, la sfârșitul cuvântului. Și să dau răspunsul care trebuie și cu asta să încheiem, să nu mai apară tot felul dialoguri de să iasă o țigănie aici, să nu iasă o să semne la ședință, da? Bine, mulțumesc, domnul Orfeanu, continuați, mulțumesc. Domnule, repetându-mă, nu că mă repet. Eu zic să fim de acord, domnule, cu absolut tot ce stabilește stăpânirea pe cârca noastră, o să fie o condiție. Eu vreau să mă întreb, când a fost ultima dată când stăpânirea a indexat pensia și salariile? Poftiți, domnule. Dacă îmi dați voie, în ianuarie s-a mărit pensiile cu 10%. Domnul, acum dumneavoastră trebuie să mă răbă. Mărirea pensiei este una, mărirea punctului de pensie este o altă chestiune, iar indexarea pensiei este cu totul și cu totul o altă treabă. Iar indexarea pensiei trebuie făcută și a salariului concomitent cu inflația. Dacă inflația acum a crescut de la 1,34 la 2 și ceva și se spotează că va ajunge după Matusalemicul guvernator al BNR-ului, care iese pe post și sunt foarte indignat de așa să fie lucrul supărat, iese pe post și anunță că se scumpesc prețurile, că crește inflația, că crește robotul. Astea nu sunt decât altceva semne de criză. Oare criza este indusă? Atâta timp cât tu anunți, normal că vor fi speculanții care vor ataca prețurile respective. N-avea dreptul să facă treaba asta. Stăpânirea, tot ce înseamnă. Trebuie nu numai să ne împovăreze, ci trebuie să își respecte angajamentele care le iau. Iar domnule viceprimar, în ianuarie, când acele 10%, aia a fost o creștere. Creșterea e una cu care te-ai angajat și te-ai bătut cu pumnul în piept cu o faci, iar indexarea cu rata inflației este cu totul și cu totul altceva. Degeaba îmi dai creștere dacă vine pe partea aialaltă inflația și neutralizează toată creșterea aia. Ba mai mult s-ar putea să mă scoate în minus. Deci, părerea mea, concret propun să nu se indexeze cu atât cu inflația, decât numai dacă se indexează cu procentul inflației pensia și salariile. Pentru cei care sunt salariați și pentru cei care sunt pensionari. Să scoatem această chestie pe mine. M-am oprit, vă mulțumesc. Are cuvântul doamna. Da, eu aș fi la colegii noștri să rămâne la taxe de anul trecut și nu luăm în calcul inflația de 1,34. Da, ca sunteți de acord, sunteți, nu sunteți, dar de părerea mea. Domnul președinte, vreau să se consemneze faptul că eu n-am spus să nu se ia în considerare inflația. Inflația se ia, dar să proprie procesul să adaugi la taxe și impozite, numai în cazul când să dea și la pensii și salarii. Deci eu așa am propus. Nu de tot, nu. Dacă stăpânirea indexează pensiile și salariile, nu ar trebui decât să facem și la taxe și impozite. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Matei. Anul trecut, știu eu, când s-a propus acest proiect de impozit și taxe locale, pentru 2016, mi-am amintesc, cel puțin la clădiri nerezidențiale, impozitul era, indicele era de 1,3 la limita maximă și l-am aprobat așa, în 2016, pentru 2017, în 2015 sau ceva de 2016. Anul trecut am aprobat pentru 2018, a spus că mergi cu indicele coeficientul de 1%, deci cu 300 mai puțin. Și a zis că de fiecare an o să mai scădem. Acum nu îl scădem, îl menținem, ba mai mult când și adăugăm. Adică ori reducem coeficientul ăla
de la 0,99 bacar 100.000 sau 10.000 cât vine, vorba eliminăm asta din post, dar eu, cu părerea mea, aș merge să mergem cu inflația așa, dar să reducem coeficientul, bacar cu 1, 0,01. Adică, în loc să fie 1, să fie 0,99. Asta... 0,01, da. Sau egal la persoană fizică, persoană juridică. Două. A, două. La persoană juridică. Sau o linie, nu? Fizic, da. Și încă ceva. 1,34% din inflație, 1,34% se aplică absolut tot. La absolut tot. La toate, da. Că persoană fizică, că persoană juridică, da. Coeficientul din față. Înțeleg că asta e coeficientul stabilit de Ministerul Finanțelor. E statul Ministerul Finanțelor. Nu e obligator, nu asta ați propus. Deci nu e obligator. Legea nu, nu este imperativă, adică nu ne obligă. Nu asta ați propus. Da, e obligatoriu. Dar și obligatoriu e ceea ce este imperativ. Dar e obligatoriu, dar noi, la ce să mai propun? La ce mai vine? Păi noi ne opunim legii? Asta nu înțeleg. Nu, nu, Ministerul Finanțelor ordonă și Consiliul Executiv. Dacă nu ne opunim, ce se întâmplă? Ceea ce domnului primar o notă observatorie că n-a aplicat și... Dacă dați voi, am zis că mai intervin, dacă dați voi. Deci noi stabilim impozitele. Cota asta de 1,34% asta noi nu putem lua. E stabilită prin lege. Asta e o chestie de fericire. Impozitul, nu, asta, inflația... Stabilim, sunt două lucruri distincte. Dacă le stabilim și apoi adăugăm rata. Deci oricum asta se adaugă. Deci dumneavoastră aveți competență pe stabilire, da? Da? Noi am de inflație. Eu am da. La rența, competență de coeficienți. Nu, nu, nu. Nu, pe stabilire. Stabilire. Ce ați spus dumneavoastră? Acolo putem umbla de la exact, 1,00. La el putem umbla. Așa? Să veniți cu propunerea de 0,99. Fără ce fel de probleme. Da, asta. Deci la asta nu putem umbla, la 1,34. Asta am văzut. Ca să-i imperativ, legea ne obligă să-l adăugăm la taxă. Eu am venit cu propunerea ca impozitele să rămână aceleași de anul trecut și guvernul, obligatoriu, curat, a venit cu rata de 1,34% de guvern. Finanțele, cine a venit? Păi se vină, se vină tot obligatoriu, se vină obligatoriu și cu la pensie și salarii. Nu, auziți, dacă atunci e obligatoriu, ăsta, conduce ăsta rata inflată de 1,34, atunci cum rămân un pic la coeficient, adică până la urmă, nu le menține. Dăm 1,34 din coeficient, din gol. Păi nu-i prea mult, da? Coeficient e 1% acolo. 1. Nu poți să pui. 1,34 la 1,3. La persoane fizice. Corect. Deci nu poți să pui 1. Dacă dați voi, dumneavoastră să faceți asta. Dacă dați voi, veniți cu propunerea de la 1,3, că la persoane juridice să știți că a fost și anul trecut 1,3%. Veniți cu propunerea de la 1,3 să fie la 1%. Corect, da, asta. Nu, dar cum a fost? Nu? 1,3 a fost. 1,3. A fost fizic. La fizic a fost. La fizic a fost. Și atunci dacă venim așa ca să fie o entitate, dacă se scade la fizic, la juridic, să scade și rapid la persoana fizică. Corect, așa mi se pare, nu? Mă, că mulți s-au spus cu eficiență. Poftiți? S-au spus cu eficiență. Sunt date considerente. Aduceți un pic să vedem exact. Sunt date considerente. Problema e că eu am luat în calcul necesitatea și a funcționării primării bugetului. Puterea economică a primăriei și nevoia și bugetul ăsta, nu știu dacă ne putem duce mult mai jos. Ne-am dus un an, doi, să rămânem așa, nu le mărim, nu mărim niciun fel de impozit, să rămânem pe aceeași, pe același platform. Iar chestia asta, dată de finanțe, de 1,34%, nu, deci legii, nu ne privește. Da, dar pe total atunci impozitul crește. Eu am început cu indiciile astea, crește. Eu că tot în șoite, nu-i ca la am trecut.
Eu zic că e ok propunerea dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Să vină întâi doar să-i spun. Dar să-i informează vis-a-vis de... Eu propun cu 1,2 la persoană juridică. 1%. Domnul primar. 1? 1. Pentru viitor. 10. Nu, 1. Ce ar fi fost dacă dumneavoastră la proiectul respectiv cu proiecte și taxi ați fi venit acum cu câteva scenarii? Ce ar însemna pentru bugetul local 1,3 la juridic, 0,9 la 1,2 la juridic, 0,9 la fara de 1 la persoane fizice? Scenarii, ce ar fi însemnat cu 1,1, ce ar fi însemnat cu 0,95 și așa mai departe. Deci niște scenarii dumneavoastră se puteau cu ușurință și nu ne-am fi cramponat de schimbarea acestui procent absolut deloc. Da, Marge, nu avem de ce să ne cramponăm. Păi nu, dar ce ar fi însemnat, gândit, să ne gândim cu toți, ce ar fi însemnat dacă veneați cu niște scenarii din astea. Pentru că, cum să vă zic eu, impozitele și taxele, e vast. Domeniul ăsta este vast. Și ar fi însemnat dacă renunțam la unele și cumpăream la altele și așa mai departe. Dar eu am propus și în anul trecut, dacă vă amintiți, același lucru. Hai, domnule, să facem scenarii, domnule. Și nu ne-am... Că nici, eu sunt de acord cu dumneavoastră, că nici nu trebuie să ne îngropăm, acum să ne îngropăm, să nu avem posibilitate să meargă căruța înainte. Administrația locală. Eu sunt de acord. Dar toate astea trebuiau făcute în niște scenarii. Dacă cel puțin de când e acest Consiliu, în fiecare an s-au scăzut. S-au scăzut mai puțin la impozitul pe clădirile rezidențiale. Aia a fost, fost indexată plus 0,5%. Primul an. Da. Și am dat 0,5%. Și am luat 1,3%. Și acum eu propun să mergem cu 1% la clădirile rezidențiale. Vreau să vă referi la impozitul pentru clădiri nerezidențiale, da? Și aveam diferență între persoane fizice. Era 1% și la persoane juridice 1,3%. Dar numai la clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea. Măi, că mai acolo. Da? Avem, să vă spun, dacă, ca să înțelegeți fiecare, sunt 4 cazuri, tot urmă, 5 cazuri. Din clădiri nerezidențiale, persoane juridice. Și nu eu... Vine îi spun, vine îi spun, marmura fizice, clădiri rezidențiale. Persoane rezidențiale, nerezidențiale. Da, e stabilit un anul ăsta. Și la PJ-uri, 1,3. A, deci era 1. 1%. Și rămâne tot 1%. Da. Și la 3%. Și acum eu jucăm un calcul propunerea dumneavoastră. Care e propunerea? Mai concret, să notăm. La persoane juridice. Aveți o propunere de 1 mai mic, de 1,3? Nu. Nu, eu la persoane fizice... La persoane fizice, e 1%. Propuneți 0,9%. Păi nu mai propuneți, că rămâne așa cum a fost. Stabilite că în anul 2000. Nu, dar nu, sunt propuse. Doamna secretar. Eu vin și cu amendament și care propun să fie cu 0,9. Nu, 0,9. Deci propunerea este 0,9. 0,9. La clădire rezidențială, persoane fizice. Dorin, n-ar fi nicio problemă dacă intri și la administrație, nu. Ar fi adăugat și în partea cealaltă, la venitul lui om. Dar nu ne amestecăm mult. Păi nu, dar deci, domnul, e legi pentru... și ziceți că e obligatoriu în 1934, dar deci a fost dată și când a fost... Dar stabilim noi pensiile și salariile la oameni. Dar noi ce stabilim? Noi, din impozitul la primărie. Dar au stabilit noi ei, domnule, și-au dat hotărâre, domnule. Și acum o respectă, dar noi de ce trebuie să respectăm ceva? Domnul primar, deci propun la persoane juridice, clădiri rezidențiale, la juridice, 1% față de 1,3. Așa. Iar la persoane fizice, clădiri nerezidențiale, 0,9. Ca să avem 0,9 față de 1. Față de 1. Față de 1. Să avem și un pic de scădere. Ca să spunem și am mai scăzut. Am mai scăzut, a mai scăzut, a scăzut, dar nu... E o chestie. Așa, continuă ședința, domnul. Mai scrie ceva? Da, eu vreau să spun. Ați spus discuție și varianta că până la sfârșitul anului poate veni guvernul cu coeficient de majorare. Având în vedere că noi acum le stabilim cu indexarea de 1,34%, așa, o să mai vină ceva. Indexări care o să ne... Nu, astea rămâne stabilite din 2019. Păi, scrie clar în... Păi da, dar o să mai vină și atunci o să vezi ca adăugare, conform... Nu poate, că s-a aprobat impozitul pe toată România, asta pe toată țara, nu numai la fel. Da. Nu poate să mai aprobe ulterior în cursul anului. Ulterior. Ați spus că poate pe 2019. Pe stabilire, nu pe...
adăugare de cote. Ah, e stabilire. E stabilire. Poate să vină da. Să vă deci, dea de lucru. Întrește-vă. Cote. Coeficientul sunt la coeficient. Da, asta se va trebui. Poate guvernul să modifice coeficientul. Da, 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 asta. Da. Dar nu pentru cele stabilite acum, în ședința asta. Dacă s-a aprobă, s-a aprobă. Da. Dacă nu mai sunt la pământ, îi punem la vot. După amendamente. Propunerea domnului Matei. Propunerea domnului Matei. Amendamentul dumneavoastră, domnul Chiaru, din păcate, nu este conform legii. Nu ne mai ucideți cu legea asta, doamna secretară. Dar nu este comunicat. Eu la dumneavoastră, cine este pentru? Cine este pentru? Dar ce votăm acum? Amendamentul cu amendamentul domnului Matei. Proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului Matei. Puteți să votați și amendați propunerea domnului Iorheanu. Eu mă abțin, mă să semnez o asemenea. Domnul Iorheanu a venit cu lege când s-a spus că se va indexa pensiile și salariile. Aia e valabilă? Dar am aprobat-o numai domnul. Nici el nu o să aprobăm. Păi dar nici n-am aprobat. Dar e impozitul comunic. Nici n-am aprobat. Haideți să vă explică, domnul Iau, cu impozitarea pensiilor. Impozitarea pensiilor se face în fiecare an, în ianuarie. Prin ei, este legea. Iar anul ăsta nu s-a făcut pentru că s-a făcut mărirea de pensii și nu indexarea. Așa s-a tot. Dar nu scrie nicăieri că dacă se face aia, nu se mai face aia la altă. Hai, vă rog, nu mai facem dialogați. Chiar am zis că... Bun, mai pune la vot încă o dată, că nu se știe. Amendament. Amendamentul domnul Matei. La vot, cine este pentru? Domnul Matei. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Ați fost pentru? Da. Împotrivă? Mă abțin eu. Două abține. Abține domnul Marcos și domnul Roșcan. Asta articolul 1 va suna în felul următor. Se aprobă ca impozitele și taxele locale de normă fiscală 2019 să fie stabilite la nivelul anului 2018. Cu amendamentul. Nu, cu excepția, da, și vedem, impozitele pentru clădiri nerezidențiale, persoane fizice, cota asupra valorii impozabile a clădirii va fi de 0,9. Iar la persoane juridice, 1,1%. Deci, da? Nivel la care se va adăuga indexarea la data deci, atenție la următorul proces verbal din ședința următoare, ca să fie să deci, bun, bine. Acum supuneți, dar văd proiectul de hotărâre. Da, și nu. Proiectul de hotărâre. Cu amendament. Tot a fost supus, a avut amendamentul. A, și acum tot proiectul cu amendamentul este inclus în proiectul de hotărâre. A. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abține? Abține 3. Domnul Orheanu. Astfel de acord cu amendamentul. Amendamentul meu nu l-a convenit pus. Nu-i nicio problemă. Supuneți-l la vot, eu vă spun punctul meu de vedere. Supuneți-l la vot, este decizia dumneavoastră. Doamne, până la prova contrarie, eu voi veni... Nu este obligatoriu să aprobați. Nu, dar nu, hai să nu lungim, nu lungim ședința. Atunci trece la următorul sub. Vom discuta în particular. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 21 privind stabilirea contribuției anuale al Consiliului Local Căruț la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoană cu handicap. Avem niște persoane în centru de plasament. Urmarea hotărârii Consiliului Județean trebuie să aprobăm și noi contribuția care trebuie să le dăm. Nu știu dacă cineva nu este acord cu această chestie sau altceva. De... Nu scrie la cuvânt, dacă sunt. Dacă nu, nu știu. La vot. Supunem acum. Deci, nu m-am avut timp, domnul președinte. Deci, nu vreau să spun nimic legat de ca și bani, și valoare. Ce vreau să spun, dacă cineva din conducerea dacă primăriei, dacă nu chiar și consilier, ar vrea, eu sincer, sunt pentru, aș face lucrul ăsta dacă mai puțin, dacă sunt și verifice, dacă banii ăștia ajung în interiore. Dacă copiii ăștia sunt întâlnit cu trebuie, dacă ajung la ei, să facă un amiramente. Bun, să facă un amiramente bani și ajung în salariile directorilor și a personalului. Dar nu efectiv a personalului care îngrijește copiii, ci a altor persoane.
Da. Nu mi se pare normal, dar dai niște bani undeva să poți și planifica dacă banii ajung în litere. Sigur că nu, ca și grament. A destinația finală să fie copilul. Să fii spre plinile copilului. Deci dacă dai banii aia... Greu. Dar să nu te mai ales că în condiții în care copiii ăștia sunt instituționalizați, nu la nivel de... Dar nu sunt în raza comunii, ci în centru, din asta acolo. Ce propunea domnul Laurențiu Matei ca să facem o comisie să mergem acolo. Adică e ceva complicat, nu știu, să vedem, nu știu dacă să ne explicați. Nu mă că o vizită copilul, să-l duce simplu. Așa, o simplă vizită. Facultativ, administrativ sau cum se zice? O simplă vizită. Și da. Întrebați cum se simte. Cum se simte, da. Ce primești acolo, ce condiții stă, doar atât, un obiect uman. Asta o te face și chiar dacă îi dăm vaschele, nu știu. Da, e știu. Da. Câte e? Nu știu. Da, dar tine ținut la 90 de persoană. Dacă da. 98.000 de euro. De persoană? Da. Per total. 98.000 de euro. De un an? Da. Dar per total, per total. Pe domnul primar de fi sigur că din avocația asta de, pe care o plătește primăria, a vrut să desfac în salarii, în utilități, hrană, echipamente. Nu se duce toată suma asta numai la Crișculapte și Orez. Dar e inocent, de 60%. Haideți, când am văzut. Haideți să punem la vot. Da. Să punem la vot. Proiectul numărul 2. Așa cum a fost. Cine este? Abțineri? Împotrivă? Da. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 22 privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Căiuț, numărul 70-31-10-2017 pentru aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea comunei pe Iud, Județul Bacău. Inițiator, domnul Politeanu Nicolae, consilier local. Am scris la... sau domnul prima dată aveți spus. Domnul Ocheanu, nu-i proiectul meu. Copii? Dacă aveți să vă răspundeți, dacă legeam sunt modificările care s-au făcut acolo, le discutăm, dacă nu îmi supuneți la vot, domnul Mărcuț vrea să ne spună ceva. Referitor la domnul consilier Orchian Nicolae, felicitări. A avut șansa de a veni în fața Consiliului Local cu un proiect de hotărâre. Iar eu, din păcate, nenumărate hotărâri, n-am avut șansa să le aduc în baza Consiliului Local. Ați insistat. Cu forța. Dacă știți dumneavoastră alte motive? Cu argumente. Argumente destule. Păi am venit, normal că dacă nu veneam, nu vădream. Când? Când doamna secretară. Ți-i faci să nu mă fac. Spuneți că l-am favorizat pe domnul Orcheanu. Păi da, dacă nu e așa, explicați-o. Dacă nu-i favorizat. Explicați-o. A lui de ce avea să amene ce n-are. Pentru că s-a implicat și a venit concret. Păi n-are tot să-i implice mai mult ca mine. Tot bani de aici. Aici. Pare rău. Bine, mulțumesc, atât. Dacă nu mai sunt în mai sunt în vreo, să mai spuneți-mi, vă rog, la articolul 9, sau mai bine zis, la capitolul 8, răspunde și sancțiuni. Articolul 9, nerespectarea obligatorilor este prezentul program. Se sancționează cu amendă la 400 la 2500 lei. Cine stabilește amendele? Cine poate să aplice amendele astea? Ordinul constatator. Venim la hotărâre. Cine primarul? Cine constatator? Cine constatator? Pentru că o să văd pe localitate, dar trebuie vreo și o să spun. Sau ce spun? Pe cine am amendat? Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face de către viceprimarul Comunei Căița, de către funcționari publici din compartimentul Poliției Locală, urmarea constatării faptelor personale a faptei pe bază de proces verbal tipizat, aprobat deja, da? Iar urmărirea încasărilor se face prin erorii în cea contractată. Întrebare.
aici la punctul B, revizuire, recondiționarea pancartelor cu inscripția localităților, râuri, nu știu ce. O să prezentă la sfârșit cu oameni, că nu s-au făcut pancartele indicatoare cu localități, intrare, ieșire de localitate. Nu, nu, păi tocmai, și atunci viceprimarul, păi viceprimarul el constată și trebuie să la oameni, singur. Da, o să vedeți că cel mai contravenție, astea sunt sarcini trasate, da? Dar nu contravenție. Păi nu, ori sarcinea... Sarcină, dar nu, neexpectarea ei nu poate să fie contravenție. Păi cum nu spune? Neexpectarea obligată prevăzută în prezentul program este amendă la 400-2500. Conform hotărârii, trebuie să constate viceprimarul. Cine n-a îndeplinit la bancartul? Viceprimarul. S-a întâlnit sângă. Nu? Dar cum se aduce? Da, domnul. Eu pot să vă spun următorul. Acest program a fost întocmit inițial în 5 capitole. Capitolul 1, m-am repetat și dacă se vedea pe prezentă, cuprindea lista obiectivelor care fac obiectul acțiunilor din gospodărie. Capitolul 2 erau acțiuni stabilite, erecte. Prepararea acelor și reabilitarea pancartelor. Capitolul 3. Norme stabilite pentru menținerea Ministerului Curățenii și așa mai departe. Deci, norme obligatorii. Capitolul 4. Erau sancțiuni pentru nerespectarea acestor norme. Și capitolul 5. Modul de urmărire a îndeplinirii acțiunilor stabilite și de aplicarea sancțiunilor. Acum, sancțiunile la capitolul 4. Ele nu pot fi, sancțiunile nu sunt prevăzute pentru absolut toate acțiunile propuse. Deci dacă mi-am propus ca să fac o acțiune de curățenie a râului Topu și a blacului de la Boistea și așa mai departe și nu s-a făcut, n-am să amendez pe nimeni. Trec la capitolul 5 că acțiunea nu este realizată. Dar nu face obiectul ca și cum aș distruge o bancă, aș sparge un bec de iluminat public sau câte și mai câte. Deci sancțiune se aplică pentru, doar pentru câteva norme care sunt foarte bine stabilite de la numărul 1 până la 10, am zis eu, și altele care au făcut obiectul vechiului proiect. Domnul Morcheanu, asta ce spuneți dumneavoastră? Eu spun ce scrie proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre nu spune ce spuneți dumneavoastră. Cu totul altceva, spune clar. Nerespectarea obligației pentru prezentul program sunt salte contravenții. Și mă uit la litera B, care spune la litera B, sancțiunea este de 5.000 de lei. Contravenții prezentul la litera B. Care o obligație, domnule? Obligația privind revizuirea, recondiționarea pancartelor cu inscripții, alocărilor, grâurilor. Dacă aici, domnul dacă Matei, nu se face... Domnul Matei, trebuie reformulat, dar nu știu cum, mai sunt sancțiuni, mai sunt obligații a căror nerespectare vă să fie contravenții. De asta e pus asta, dar privire la obligații care vor nerespectarea lor vor să fie contravenții. Nu la sarcini trasate către executiv să realizeze ceva. Hai să citim capitolul, spune așa, obligațiile instituțiilor publice și agenților economici. La articolul 5 se introduce articolul 1. Explicarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor fizice, da? Că ele, nu persoana juridică, săvârșește o faptă sau... Nu, haideți să citim capitolul ăsta. Știu ce. Știu la ce vorbim. Păi, exact. Păi nu, atunci articolul păi cine, va fi în felul cine va fi sancționat dacă nu face pancartele? Care e cu primarul să se sancționeze pe el? Păi, dar aici spune... Este OG21? Nu. Nu. Este OG21 din 2002, care prevede, și acolo vine stabilit obligațiile persoanelor juridice, obligațiile persoanelor fizice, obligațiile instituțiilor publice. Da, da, atunci va fi sancționat din mediul de activitate. Nu văd făcut nicio trimitere aici la orice ce spune da. Nu văd nicio trimitere. Nici la ordonanța de probleme numărul 2. Respectarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor din prezentul program. Da, persoanelor fizice, că dacă domnul viceprimar are o sarcină în obligație, în hotărâre, asta este ca unitate, ca instituție, nu este ca viceprimar, dar nu ca persoană fizică. El ca și persoană fizică, dacă intru cu mașina în placardă, și-o distruge, primăriei de amendă. El ca persoană fizică a intrat în placardă aia și-o distrus. Dar dacă are în atribuțiune de servici, să o fac, să o repare și nu o repare, sau să o îngrijească, să o vopsească și nu... Nu poate să-și dea amendă, sigur, e logic și normal. Da, dar atunci e articolul 9. Atunci e eliminat articolul 9. Da. Nu, 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 că mai sunt și altele. Nu, nerespectarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor fizice, prevăzute în prezentul program de măsuri, da?
Adică vreți să modificați așa? Da, v-am spus că obligațiilor stabilim în sarcina persoanelor fizice. Prevăzute în prezentul program, constituie contravenție sancționați cu amendă de la 400 la 2000. Statul la care persoane fizice? Cine se aleagă? Populația noastră. Nu populația. Nu populația are responsabilitatea de a pune pancarde. Primăria. Dar nu strict la asta. Nu strict la asta. Dar sunt și alte articole care... Păi, dar statul ăla, dar este litera B aici, care este litera B și se spune că sancționează. Cum ai? Păi stabil la persoane fizice pe stradă, să-i amendăm până la... Ce obligație aia spune pancarde și pe râuri și pe poduri? Pe litera B. Litera B. Revizuire, recondiționarea pancardelor. Și este la punctul ăsta. E tot la B. Articolul 9.B, care spune că la litera B... Păi să vă spun și de ce. Să vă spun și de ce. Pentru că dacă vă uitați la litera B al articolului 1, să vedeți că mi s-a pus numerotarea, începe cu O, P, Q, R. La mine litera B, aruncarea de păstrarea grobe de graj. Da, dar nu știu de acolo. Acum înțeleg de ce. E bine la sancțiune. Deci. Da, la litera B ce? E bine. Să vedeți cum începe, păi nu. Nu la asta se referă. Nu la asta. Ia uitați, s-a dus la L, la M, s-a dus, mi s-a dus în numărul tare. Aici este A, B, nu, dar nu este asta. Litera B e asta. Litera B, revizuirea. Dar nu la asta se referă. Nu, dar la asta spun eu, că revizuirea. Și nu respectă. La asta se referă domnul Matei. Și litera B aici, spune că am venit 5.000. Aici am venit. A, asta de aici. Asta de aici. S-a decalat. S-a decalat, s-a dus de oră. Da, da, da. La mine a fost A, B, C, D, și astea sunt bune. Asta de aici. Ce trebuie restul... Da, bine. Dar nu se sancționează. Litera indicată dumneavoastră nu se sancționează. Nu e cu sancțiune. Trebuie să luați hotărârea mamă. Asta e ar fi fost ideal. Să luați hotărârea 70 și să vedeți ce s-a modificat. Sigur vă spun. Nu, e atacat... Deci litera B de aici... Litera B, asta nu e... Asta se vedea. Ca să înțeleg, litera B de aici nu se pune asta. Nu e asta de aici. Este asta de aici. E A, B. Asta-i. Exact. Articolul 7 alineat 1. Uitați. Nerespectarea obligației profesionale. Articolul 7 alineat 1 constituie contravenție și se sancționează altfel. Litera B, adică asta. Da. Sigur, vă spun. Numai că aici s-a declarat. Da, da, da. Din ori. Dar e tot ce la da, da, da. Să sancționează, nu. Doar când trageți, dar răspundeți, dar nu aici tot B, nu asta vedeam B, aici B mare, nu, e B mare de la articolul 1. Articolul 1 se modifică și se completează astfel. A, la capitolul tare, B, la capitolul tare. Și aici ia B altul, la B și așa. Asta se sancționează. Acolo la voi și la voi. Este asta dacă nu vrei să sancționezi. Nu vrei să sancționezi. Nu te-a cauți că nu vreau bani. Nu știu dacă vin. Dar și asta, ce am înțeles eu inițial. Înțelegi? Nerespectarea obligației prevăzute stabilite în sarcina persoanelor. Stas. Cartea mărită? Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, apreciez inițiativa domnului consilier Orșanu, care, de fapt, inițiativa este o completare la ceea ce aprobasem anterior, dar acum un pic mai... mai precisă în legătură cu unele posibile infracțiuni sau incidente care se pot întâmpla pe teritoriul Comunei Căiuță. Măsurile coercitive trebuiau aplicate de la vechea hotărâre de... Pentru că în Comuna Căiuță, în ultimul timp, sunt posibile sancțiuni
pe care puteți să le aplicați, domnule primar, împreună cu poliția locală și, de ce nu, și cu poliția aia de stat, care stă degeaba, și nu intervine niciodată. N-am văzut un subofițer din postul de poliție de la Căiuți să vină aici ca la poart, să legitimeze pe cei care intră cu mașina aici și vreau să vă spun de prima, pentru ultima oară, că instituția primăriei, cu tot ce este în prejurul ei, este zona rezidențială. Și în zona rezidențială sunt interzise o serie de manifestări huliganice, la asta se pretează tineretul comunii Căiuță, încălbă și ei cu cei de la Coțofănești, la Ștefan cel Mare. Deci în zona aceasta rezidențială ar trebui să fie și curățenie, și ordine, și liniște, și de toate care presupune pace socială. Dumneavoastră aveți căderea aceasta și aveți și autoritatea să vorbiți cu domnul Buliga și dacă nu aveți curiozitate, desemnați pe cineva, veniți și dumneavoastră într-o după amiază, veniți după amiaza de sâmbătă, duminică și vedeți cine intră în terenul acesta, cine sparge gardul pe care dumneavoastră îl plătiți ca să-l reparați. Că altfel nu se poate. Eu nu înțeleg de ce trebuie să fiu pedepsit printr-o greșeală de management a fostului primar de a amplasa această bază sportivă în coasta caselor oamenilor, că sunt eu și încă trei case care pur și simplu suntem terorizați în fiecare după amiază, în fiecare sâmbătă și duminică. Eu n-am avut Paști, domnule. Paștele pentru mine a fost cu mâna la urechi, ca să atenuez bubuiturile pe care le fac țiganii în cârtășie cu cei de la Coțofănești. Aplicați măsuri coercitive, depistați-i pe aceștia care tulbură ordinea și distrug. Că aveți aici așa un punct, articolul 1, litera X, se interzice deteriorarea, distrugerea, sustragerea oricărui bun material din proprietatea publică a OATC-ului. Este în proprietatea dumneavoastră terenul ăsta de sport? Vă rog frumos să îl protejați și să-i dați destinația pentru care a fost construit. Dacă a fost construit după o anumită logică, după o gândire, de perspectivă. Când faci ceva într-o comună, într-o localitate, pentru o obște, îți pui întrebarea, domnule, cui folosește, cui protestă? Ce utilitate are? Către care populație mă adresez eu? Luați gardul de acolo, împrejmuirea, și rămâne ceea ce, de fapt, este el de faptul. Este un Maidan. Degeaba vă străduiți dumneavoastră să sudați acolo, pentru că el, dacă o să puneți fier beton, el vine cu ranga și tot îl strică. Pentru că a fost amprasat prost și nu are nicio perspectivă de a fi ordonată și civilizată masa asta de țingăi de între 14, 15, 16 până la 20 de ani, pentru că nu s-a luat nicio din 3 ani de zile de când se funcționează cu baza asta sportivă, nu s-a luat niciodată nicio măsură. Să fie depistat. Păi pe unde ai intrat? De ce ai intrat? Ia să vină tatu, ia dă amendă, ia, hai, du-te la post și stai acolo o noapte la carceră. Păi, domnule, măsurile coercitive sunt graduale. Dacă nu le luăm pe alea de la bază, o să ajungem până când o să ne dăm cu barul în cap și ne fugărim pe aici, așa, că și răbdarea asta are o limită, domnul primar. Zău, sunt oameni care vin la mine la poartă, doamnelor, nu se poate, am copii mici, nu se pot odihni, urlă, țipă, mama mea la 93 de ani spune, eu nu pot să stau afară pentru porcăriile pe care le aud de aici, de pe teren. Domnul Mărcuță, asta e, stați așa, și asta este o apă. Deci cine aplică aceste amenzi, are cui să le aplice. Numai să vrea să fie ordine, pentru că această comună este una dintre comunele de elită ale județului. Vreau să vă spun că de vreo câteva săptămâni există o ceată de haiduși cu ciurii care circulă pe aici prin zona aceasta, urlă.
înjure, bate în porți, rupe stinghiile la... Nimeni nu se sesizează de treaba aceasta. Bacovia. Poftim? Bacovia. Bacovia, da. Și la punctul, la capitolul 7, punctul litera B cu O, se interzice aruncarea, depozitarea gunoaielor de orice fel, de fel. Spuneți-mi și mie, mai sunt coșuri de gunoi la primărie? Foarte puțin. Mai împrăștiați-le, domnul primar, artera asta principală, DN11A, trebuie să aibă cel puțin din 50 în 50 metri de pe un coș. Este nenorocire. Eu îmi apreciez nevasta pentru alte calități, dar ea este un fel de colector de deșeuri de plastic și de porcării din astea de peturi, care le aruncă pe breteaua asta de a drumului fabricii, este nenorocire. Tot comunitarii noștri, tot minoritarii noștri comunitari, care îi tolerăm, că așa e poporul, e tolerant, vorba sârcului, sunteți un popor credin de tolerant. Dar toate au o limită, domnule, toate au o limită. În loc să îi aducem cu ei la nivelul nostru, trebuie să ne coborâm noi, să fim noi sub autoritatea lor. Asta e asta la punctul ăsta. O să vorbești cu altă om. Mai are cuvântul domnul Marcuț. Da, vreau să contrazic pe domnul consilier Sârbu, deoarece baza e amuna senatoria. Executivul dă sarcini clare la poliția locală. Cine are voie să participe în corpii, cine nu. Deci nu este de vină locația. Locația e foarte bună. Dar nu își fac meseria, cine trebuie să își facă meseria. Asta am să zic. Mulțumesc. Acum, la de zile, domnul viceprimar, a sprijinul poliției locale, a avut un utilaj, a făcut curățenie pe Codovăr Brarea, dacă mergeți înapoi să vă uitați, mai rău de aia. La poliția locală am văzut că sunt băieți începuți, care chiar ar putea, ar face treabă, dar ceva se întâmplă. Oamenii ăștia solicitați în acupare, au prea multe pe cap, ar trebui să vedem. Deci, poți să mergi, le mai lungi în atribuții, să facă ceea ce trebuie să facă. Să dai contravenție, să iei măsuri cu gunoiile astea inelocere, în situație. Vă mulțumesc cu toată comuna, în toate satele de la fel, la prea. Are cuvântul domnul Matei. Mai revin eu la capitolul 7, aici referitor la completarea articolului 7 al neapunului. La litera IES, se interzice lăsarea mijloacelor de transport, a utilajelor, a materialelor de orice fel, nesemnalizate cu rezvăluri pe platforma drumului și pentru o perioadă de timp mai mare de 72 de ore. Adică, eu ce să modificăm? Să scrim pe timp de noapte, că atunci e pericol, nu 72 de ore, păi lași pe ăla să feriți tu pericol 72 de ore, abia după aia nu amedezi. Și dar e semnalizat pe timp de noapte, că noapte e pericolul că e semnalizat. Păi la 72 de ore nu îți pare mult, să-l lași fără să nu se înțelegă. Păi am avut în vedere următorul lucru, doamne. Nici nu putem ca să fim împotriva concetățenilor noastre. Respectiv, dacă unul, dau un exemplu clar, îi se aduce lemnul. Nu are curtea încăpătoare și a depozitat lemnul pe carosabil sau lângă carosabil pe postament acolo. Eu am spus foarte clar, semnalizare, obligatorie semnalizarea, 72. Și-a adus două mașini de bolțari să-și facă casă. I-a lăsat la bolțarul acolo. El, până și-l cară de acolo, durează 3 zile. Am spus, am mers cu considerentul ăla. Deci domnul Oprea a venit data trecută cu mașinile parcate. I s-a stricat unul mașina, până găsesc platformă ca să încar mașina de acolo dacă este stricată. Puneți-vă și în situația oamenilor. Adică nici de acolo nu trebuie să dăm dovadă. Dar pentru că poftiți? Pentru că nu este platformă. Păi nici nu este platformă. Și atunci, până și-o demontează omul, până și-o trage de acolo, îi lăsăm aceste 3 zile la dispoziție. Faptul că nu-i dăm voie. Eu vreau cu o completare la toată această chestiune, că am toți colegii, am văzut că a spus un lucru. Domnii mei, programul ăsta de gospodărire în funcție țară este binevenit. Toți suntem de acord cu el. Atâta timp cât, domnule primar, fac un apel la dumneavoastră respectuos.
Sunteți președintele, vă reamintesc, sunteți președintele Comisiei de Ordine și Siguranță Publică. Atâta timp cât nu vom purcede cei care au fost aleși în comisia respectivă, că în cel mai scurt timp, a trecut 15 aprilie, să întocmim planul de ordine și siguranță publică pentru poliția locală, cu sprijinul poliției statale, Republica Srbiană, nu vom fi în stare să obținem niciun rezultat. Deci noi am propus acolo acțiuni, măsuri care trebuie să le întreprindă. S-au stabilit sancțiuni. Cine le aplică? Dacă ei nu au obiectul muncii clar, concret, în acel program de ordine și siguranță publică, să fim în stare să intrăm poliției locale și să facem concret. Despre noi... Mai... Revenim la punctul ies, la vorbim la... Da, domnule, deci considerentele, judecata mea a fost următoarea. Omului nu poți să-i, dacă el și-a adus o mașină de borsari, borsarii respectivi să-i spui tu, dă-ți imediat. Da, dar poți să-i spui să semnalizezi corect. Dar el a spus, domnule, treaba. Unde spui tu, el spui că îl amendezi, mă, după 72 de ori. Păi nu? Este amendul pentru nesimalizarea colegiului. Păi exact. Am vrut cu 72 de ori. Domnule, hai cum e altfel. Se interzice lăsarea mijloacelor de transport. Nu, 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 eu așa l-am făcut. Că ce? Nu, domnule, nu citesc dumneavoastră, spun și proiectul. Proiectul cum este aici nu e corect. Materialul de orice fel nesemnalizate corespunzător. Nesemnalizate corespunzător. Dar asta e știți. Da, domnule, dar după 72 de ori, dacă e nesemnalizat, eu constat că e nesemnalizat corespunzător, eu nu pot să-l amendez decât după 72 de ori. Asta e, spuneți dumneavoastră, ceea ce nu e normal. Pe noaptea, dacă mi-e dat semnalizat corespunzător, trebuie să aștept 72 de ori să pot să-l amendez. În primul rând se semnalizează și el are dreptul de la, după ce s-a instalat acolo, imediat le-a semnalizat și acum trebuie să... Dar nu e așa, e zis că e aici așa. Vai pe mine, domnule. Dar suntem poate. Nu-i să se amendeze omul măcar pe 72 de ori, adică în părinții care nesemnalizează corespunzător. Păi se interzice lăsarea nesemnalizată corespunzătorului. Cât timp, 72 de ori? După 72 de ori nu, trebuie să le retragă de acolo. E culpă după 72 de ori. E culpă, domnule. Și până atunci nu e culpă, adică nu poți să... Păi nu e culpă. Dacă el... Deci, în primul rând, domnul meu, dialectic, dacă... Posibilitatea scrie 72 de ori... Și cu ele semnalizate. Dar nu scrie, domnule, cu semnalizate. Domnul meu, după corespunzător. Se interzice lăsarea mijloacelor de transport a utilajelor, a materialelor de orice fel, nesemnalizate corespunzător ce propunerea și pentru și după aia... Dacă citiți anunțul, dar înțeles că trebuie să... Și după aia spune, prepoziția și, și spune, pentru o perioadă, și, pen, și pentru o perioadă, deci se interzice și pentru o perioadă mai mare de... Deci se interzice lăsarea nesemnalizată și pentru o perioadă mai mare de 72 de ore. E corect, e mai greu aia. Bă, e corect, corect. Și vorbiți, domnule. E corect. E mai greu aia e domnica. Pentru unii, da. Dar la 72 de ore vine aia virgulă cu semnalizare corespunzătoare. Nu pot să pun virgulă că e șiu, băgat. Așa citit. Dar de ce ați mai scris 72? Trebuie să puneți punct și cu asta în nu, domnule, nu. Pentru că eu poate să-i solesc o săptămână sau o lună. Se mărzează corespunzător și tăpăi acolo. Păi da, dar dacă se mărzează corespunzător, ce mai e? Nu, domnule, dar eu nu are voie să stea cu borsarul ăla acolo o lună de zile, două ore. Eu zic să punem punct. Sau punce virgulă, mă. Exact. Și apoi să continuăm. Doamna secretară, eu am pretenții că am învățat limba și literatura română corect și bine. Am băgat și. Păi dai prepoziția și acolo, domnule. Dar ce faci? Păi da, dacă opriți și, opriți cu o leghiți, nu se înțelege bine. Va veni cumul. E cumul, exact. Asta e treaba. Și ăla. E cumul. Asta e treaba. Nu, trebuie să mai mergeți pe la... Dar nu mergeți dumneavoastră. Nu, dar e bine, doamne. 72 de ore trebuie să fie semnalizat. După care înseamnă. Trebuie să fie semnalizat. Da. Și se interzice și pentru o perioadă mai mare de. Deci se interzice pentru cele nesemnalizate și pentru o perioadă aia. Domnule, hai că... Da, e simplu. Hai, e capul.
Mai aveți apă de confiar. Să punem la vot, proiectul numărul 3, la mare. La vot chiar. Cine este pe completarea asta, la articolul 9, dar de respectarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor fizice. La articolul 9 va fi de respectarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor fizice. Pune să cânte cu gură, că e primul mare de mult. Îl punem la vot, proiectul cu modificarea articolului 9. Cine este pentru? 15. Împotriva? Abține? Cum 15? Nu, 13. 13. Da, tu ai funcționat cu ultima dată. Deci, mai are proiectul numărul 4. Suplimentar. Proiect de hotărâre numărul 23 pentru însușirea raportului asupra gestionării bunurilor aparținute mediului public și privat al Comunei Chiriu, județul Bacău, a 3.15.2007. Guvernatorul ordonarul de amintit. Este o prioritate, pot să-i spun, zero, adică mai mare decât unul, nu zero, pe bun. Cea mai mare prioritate, vreau să l-am zis zero ca să dau două noturi mai mare ca la bun, în tabularea domeniului public. Orice proiect, orice mișcare, orice trivial, orice, inclusiv bani a drumurilor, a proprietății, până la urmă, în primărie, în Consiliul Local. Izbind de, dacă tot se mai lungește mult, problema cealaltă, fiecare dintre cetățeni care fac pasul înaintea noastră și tabulează terminul după urechii. S-au semnat, până acum cum s-au semnat, eu la bucatul meu, ca să nu mai semne niciun tabulare, că nu verific la registrul agricol, s-au trezut cu intabulare făcute până pe jumătatea drumului. Cu act cadastral făcut. Și vă dați seama, repoziționare, pune la loc, modifică, ca să poți să-ți faci tu o investiție. Și de asta îmi trebuie această hotărâre. Îmi spune la bine, dacă sunt. Dacă nu... Sunt aici, în tabelul ăsta, îmi spui explicat aici, domeniul public, domeniul privat, total, sunt niște cifre, ce se întâmplă. Valoare din inventar. Fiecare, asta e din evidența contabilă, fiecare domeniu public are o valoare, un raport inventar. Păi nu scrie lei, de ce să iau? Nu sunt nici cifre. Am înțeles lei. A, lei. Așa cum prea zbuta că la lei. Că ați spus de lei. Păi nu scrie, nu e ca o cifre. Nu scrie că era ce se iau. Nu știu de domnul cât mai. Lei. La un moment dat sunt și puncte, și câte două virgule în aceeași. Dar când dați voi, domnul președinte, două virgule în secundare. Doamna, asigurizare. Câte virgule? Ați promis că mergeți cu un punct. Trebuia pune și o virgule la la... Așa, 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 deci ați promis că am aprobat bugetul, că la șezare s-a întâlnit. Nu spuneți de ce nu e. Nu, nu, știu, știu. Dar nu m-ați dat minte, e dat bugetul. Știu, dar așteptam. Dar mai așteptăm bugetul ăla. Așezat. Așezat, e? Spune așa. Că ne-a așezat așa. Dacă nu mai sunt vinuri la acest lucru, hai ne spunem la vot. Cine este pentru? Este tehnologice, este pentru, da? 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 Abțineri. Abțineri. Punct. Împotrivă. Acum la urmă. Acum la urmă. Diverse. Da, diverse. Aia să încep eu să vă spun ceva. Am vrut să intervin la proiectul anterior, dar am venit că tot sunt diverse. Deci... Hai bine să vorbim aici. Vis-a-vis de la urmă, le iau și ca niște sfaturi și ca niște acuze. Și că dacă nu spui așa mai cu apăsare de dinți, să spui că nu-și faci treaba, seamănă ca amenințare. Toate că nu mă supă, nu e problemă,
aș dori ca noi suntem executivi, eu sunt domnul Vici. Dumneavoastră sunteți legislativ, sunteți consilier. Singurul consilier care m-a abordat într-o problemă care a ținut de ordinea publică, sau de ordinea din comun, a fost domnul Laurențiu cu o problemă undeva cu un străin care făcea probleme în păduri și cred că a fost prompt poliția atunci, nu? Da. Poliția locală. Vis-a-vis de dumneavoastră, vreau da unul, domnul, sau fost până la urmă, nu mă urcăți. Dacă nu să mă spuneți că nu te duci să faci aia, adică, sau n-ai făcut aia, adică, vă invit cu orice problemă, îmi spuneți și mergem împreună. Dar noi, eu am fost trebuit, că executivul... Hai să facem dialog. Nu-și face treaba vis-a-vis din locația asta, eu asta am spus. Care dumneavoastră în afară de domnul profesor Săbuc, el e aici și suferă, are o problemă, că suferă, ce se întâmplă aici? Și un fenomen, să știți că e un fenomen larg la nivelul, nu pot să la nivelul țării, la nivelul zonei, la nivelul căiuțului, vis-a-vis de ce se întâmplă. Eu să nu credeți că mi-e așa de ușor, dar dacă mă duc singur și mă iau de... oricine. Dar de ce să ajungeți dumneavoastră acolo? Nu văd. Păi dumneavoastră spuneți că nu fac treaba. Da, nu trebuie să facem la clare la poliția locală. Domnul... clare treaba, ce nu înțelegeți? Și ei sunt tot oameni. Păi și dacă sunt oameni, ce să le facem? Trebuie să-i ajutăm. Păi ajutați. Nu mă trăsăm sarcini, că dar de a trăsa sarcini e ușor. Țineți în braț, ajutați. Dar dumneavoastră de câte ori ați venit să participăm la oameni? Eu nu sunt poliția locală. Nu, domnule, sunteți consilier. V-ați chemat? Să vă chem eu. Dar cum să vin eu? Eu, poliția mă duc, dar dumneavoastră aveți o problemă, apelați la mine și eu vin. Eu n-am venit, dar restul colegilor au venit. Am dat, am zis domnul Laurenț. Și eu v-am chemat, el era la el și a spus prompt, v-a servit. Cum cu al bine. Ah, da, e probleme, dar nu contează. Am și uitat și n-am mai dat exemplu. De ce mă uitați? De ce mă uitați? Că sunt multe probleme, dar nici nu mi s-a părut așa mașor. Dar orice apel care o faceți la noi, dar veniți împreună cu noi. La o acțiune vis-a-vis de acești, de acest teren de fotbal, nu poate face noi oameni. Sunt nicio formă. Eu am făcut adrese la poliție și la jandarm, sunt trimis în mascații ca să pot să liniștesc această zonă. Aștept răspunsul. Era, trebuia să nu o dau eu, bă, da, în fine. Domnul sunt că nu se mai poate vis-a-vis de Lătărei. Așa e. Hai, domnul Moroș, faci în dialog sau vorbi cu trebuie să vorbim. Da, am lăsat fiecare, am spus, cine are o problemă să mă sune oricând, vin, intervin, dar nu mă duc singur. Nu mă trimiteți dumneavoastră. Dar eu v-am trimis-o, domnul. Haideți împreună, dacă vreți, să vedeți că dumneavoastră consilier, haideți să ne implicăm. Luăm poliția, luăm tot ce trebuie. Da, mulțumesc, că nu. Ai văzut domnul Laurențiu. Numai că inițiativa asta nu trebuie dezavuată. Noi ne ducem în echipă și cineva dă un telefon sau ia nu, bă, venim că nu veniți. Pentru că să vă dau și un respect. Este un polițist, am să vă spun numele în particular, care se uită pe geam aici, el deschide cheia, am impresia că încasează și tatiemă, și se uită pe geam pe aici, cum joacă în spate, e gata. Așa, nu o să facem progrese. Uitați, astea trebuie discutate. Spuneți ca să știți la ce se intervine. Nici eu nu pot să fiu în 70 de locuri. Vă rog cum o să mă credeți. Ieși Bacău, ieși Iași, mai toată și București. Nu, chiar mă gândeam că nu am timp să merg prin comună. Nu mă vedem mai prin comună, că nu am timp. Nu vreau, nu vreau să fiu. Trebuie să mergeți în anumite locuri. Trebuie să aveți organizată treaba. Nu o să o ocupă cu aia la... Nu vreau să mă considerați mărul dispoliei în primărie. Eu știu ce înseamnă. Sau un om cu rele intenții sau cu afront la administrația comună. Doamne ferește. Eu sunt un om în suferință. Eu, mama mea, soția mea, vecinii mei care... Da, președinte. Nu că abuzează, dar vin la mici. Nu ești consilier, nu se poate face nimic ca dumneavoastră cu derbede ăștia. S-a scris care nu. Da, am închis subiectul. O să așteptăm măsurile pe care le-ați propus dumneavoastră și odată și odată trebuie să se întâmple ceva, nu? Are cuvântul domnul Laurențiu.
În mandatul trecut s-a aprobat o investiție, vorba de fosta lui Ionuță. S-a făcut, știu că trebuia să fac decepția finală, anul ăsta, anul trecut, nu mai știu exact, v-am rugat să faci, nu e poate în comisie când se face decepția finală. Am văzut că când am aprobat execuția, când am aprobat execuția bugetară pe anul trecut, am văzut o anumită sumă de bani pentru comisia de recepție. Vreau să știu dacă s-a făcut recepția, nu s-a făcut. Odată ce s-au cheltuit banii aia, posibil să facă, nu? Recepția finală. Făcut recepția. E făcut recepția finală. Luăm, de acum, până la doamna secretar, vreau urmărit să luăm dispoziția și procesul verbal de recepția finală. Păi iar dumneavoastră vreau să vedem și noi, pentru că vreau să-l văd. Și eu încă și cu celălalt colegi să vadă și lucrarea care s-a făcut acolo, 100 și ceva de mii de euro. 104.000 de euro. O aruncați, efectiv. Deși n-am aprobat locația, totuși am aprobat lucrarea, deci am aprobat suma de bani, am aprobat locația, am făcut la locație. Totuși lucrarea trebuie să se facă cum trebuie, deși am spus din numărat de ori, pentru că ăla este inutil, nu folosești nimeni, nu merge nimeni pe el, dar dacă tot faci o cheltuială, nu faci de ele, arunci bani, deci să mergi pe drumul ăla, să vedeți, arată ca un drum care e distrus, care e un drum vechi și de fapt nu i-a făcut nicio final. Acum, anul ăsta. Acum de ce? Dacă continuăm așa și facem lucrări dintre astea, nu ajunge nicăieri. Nu mai mirăm de cine este rău, de cine merge rău în țară. Domnul Amorit, dați voi să vă răspund la chestia asta, că acum am intrat noi în acuzile astea, vis-a-vis de drumul. Drumul am făcut de executivul ăsta. Da. Eram nici primar, n-am fost în o comisie cu eu, că am fost nici cum am fost, dar de partea mea era administrator la primărie și el răspundea de tot. Așa? Iar au trecut termenul. Efectiv, termenul de lucrare și trebuia făcută recepția, nu... Știu, domnul, dacă recepția a mai venit... S-a scris în procesul verbal de recepție și s-a constatat că asta... Plus, nu știu dacă a fost contactat specialist. Acolo la recepție. Domnul Vince, fost în comisia de recepție, eu nu sunt comisia de recepție. Atâtea urgențe avem în comun, atâtea probleme avem făcut și noi aducam cu bani. Dar nu valoarea recepției, nu. Asta nu. Deci nu interesează, domnul Matei, probabil valoarea recepției, valoarea comisiei, când s-a plătit comisia. Nu interesează valoarea lucrării. Lucrarea, nu. Comisia e... Exact. Dar tot s-a făcut o lucrare, păcați să fie lucrare, nu? Nu cred că ne putem întoarce să mai facem ceva. Vă întreb din asta. Ce putem face la lucrare? Sau ce putem să facem sau cheltui banii acolo? S-a dat banii, s-a dat banii. Domnul primar, puneți o pancartă acolo la intrare, spune, aici sunt banii dumneavoastră. Domnul Laurentiu vrea să fie un semnal de alarm viitor, să nu se mai procedeze ca la acolo, asta e care e bine. Exact. Nu trebuie să stau copiii, stau în dosul prejudecerilor, care deci, s-au spus la urmă. S-au sotinit pe așa de aici. Domnul Mărcuți spune că nu a avut onoarea să... Dar domnul Orchearu, dacă... Barbar și din cauza vestei și arătim mai mult și asta e, noi, unii dintre dumneavoastră vedeți mai bine, a fost și în recepția de la drumul la Hiltiu. A fost invitat. Da, da, a semnat cu procesul verbal de recepție. Foarte bine. Lasă. Nu că și la sufă. A fost, a văzut, de ce vreau. Oricine dintre dumneavoastră care vrea să la o lucrare, care va aparține satul respectiv, care este aproape, care vede fără niciun fel de problemă. Domnul primar, eu am fost... Dar mi s-a dat făcut într-o părteamă. Are cuvântul pe domnul Mărcuți. Domnul, și tot respectul. Domnul președinte, câte înscrieri ați avut la cuvânt și câți au vorbit înainte, fără ca să dați dumneavoastră cuvântul? Vă rog frumos. De fapt, din observ un lucru. Domnul Oprea, de faptul că îl copiați pe primarul dumneavoastră. Ia spuneți, domnul președinte, să scrieți acolo? Da. Păi, nu vorbesc. Dar ia să mă întreb. După dumneavoastră... Vă încercați, vă rog. Păi dar nu ne certăm, dar hai să vorbim scurt și hai să plecăm în față. Dacă v-ați ruga, să fiți exigenți absolut cu toții. Da, înțeles. Bine. Da, la capitolul diverse vreau să vă aduc, aminte, de fapt, că am mai văzut. Șanțurile din satul Popede, mai trebuie
betonate, finalizate. Podul peste Trotuș, până la mega proiectul ăla Bengos, haideți să-l cărpim un pic trotuarul, să-l lățim un pic fierul ăla, că e de la, pare cu podul de al doilea război mondial. Sau mâine. Am mai vorbit de trotuar pe partea poștei. Acolo, sincer, cu 100 de sardici mi s-a rezolvat problema. Nu văd așa buget mare. Aș mai intenționa tot pe la anul, dacă anul ăsta nu putem, să facem un acoperiș la poliție. Cea mai multă poliție din Onești adjunct pe traseul ăsta. Cred că plouă mai de capul de pe aia primărie? E pe terenul comun, da. Când se ia primărie? Nu ia primărie. Păi știi ce? Nu putem să-i ajutăm? Nu-i ajutăm. Agenții cunoști. Cum nu pot ajuta poliția? Nu lăsăm așa să dărâmă. Cum să dărâmă ceară, set? Lăsăm așa pe toate, nu-i problemă. Școala la vita, dacă sunteți binevoitori, să-i dăm o fațadă cu partea asta ieftin, ceva. E urât de tot. Vara asta e ieftin, e 5 lei, punga de 5 lei. Nu intră mai mult de 10-15 ani, ca să aibă o fațadă cât de cât. Și la Hentiu, Căminul Cultural, tot așa era un proiect anul trecut sau cu 2 ani, nu mai știu de el. Ori consolidăm, ori îmi dărâmăm gen Pralea, că se-i în altar, e sat și foarte urât. Trebuie făcut ceva cu el. Mulțumesc, domnul președinte. Are cuvântul domnul Oferă, să ne să pun. Păi aia, dacă lăsăm la urmă sau după, nu are fiecare oară cuvânt să vorbești și eu, cum vă analizați? După fiecare, mai este tot ce mai bun. Dacă vă ați uitat ideea. Șansă de la Popezi. Clar sunt drumul județei. Chiar până când am secretat, am avut o problemă cu drumul de la Pradea, nu cu șansele de la Popezi. Și a șansele de la Popezi, știu prioritatea, dar e drumul județean. Se agravează și îl pierdem din mână, îl pierdem și lucrări făcute și păcat ea. Domnul, eu să vă contrazic, erați viceprimar. Domnul Turan a făcut toate șanțurile de dat cu noi campanii electorale și pădeți. Nu era drumul de țar? E problema, el răspunde pe ce îi face. Fiecare răspunde pe ce îi face. Înseamnă că nu mai înțeleg. Și dumneavoastră, dacă o să ajungeți primar, faceți și pe drumurile naționale. Și pe unde vreți dumneavoastră să faceți șanțurile. Dar eu v-am întrebat, domnul, nu se poate face, nu se poate lăsăm să dăm. Starea cum este, ce se întâmplă acolo, la pod de la Hârtiu, avem contract de finanțare semnat. Credeți că își mai permite cineva să bage bani acolo? Poate cineva să mai bage bani acolo. Este contract de finanțare semnat, suntem la faza de proiectare și mai avem un pic spate în licitație. De acord, dar până atunci trec camioane în sens invers unul după altul. Omul ăla e nevoit să meargă pe trotuarul la mic. Trotuarul ăla mic lipsește câte 3, 4, 5 metri. Omul ăla nu poate să circule pe acolo. Din contră, pe partea stângă, la ieșire, sunt două, trei zaflajuri de pot de mare metalică. Domnul, v-am lăsat, ați pus întrebări. Acum vreau să vă răspund, dar nu vreau să fac de acolo cu dumneavoastră. Vă spunem care este, crezi că eu nu știu? Știu. Păi și atunci... Domnul Durlan o știu, domnul Rândaru știe, dar nu se face nimic. Da, domnul Mărcut știe și o să facă el. Lasă mai vorbesc, domn primar. Lasă mai vorbesc, domnul primar. Acolo știință, nicio problemă. Și așa, să vorbesc la bun. Cine se mai scrie? Continuați. Domnul Cotelu, care? La Prarea, o legătură cu monumentul, o lua contura acolo. Centru. Ați promis să facem și un gărbăresc. Am avut o înghețare la Prarea și am văzut parcă o mașină de monument. Ceea ce mi se pare că dacă era blăcutul, cred că dădea și mai bine. Contura. Bun. Iar a doua problemă e tot cu centrul ăsta. Am deschiat contur, dar o parte nu ia. Este o proprietate acum abandonată de, cred eu, peste două decenii. Ce ar trebui făcut să... Ce ar trebui făcut? Asta e. La Repșica. Da. Deci peste două decenii care e abandonată și... Nu spun ce se întâmplă acolo. Dar vreau să spun... Repșica.
E ură de tot în cer. Dacă noi ne-am chinuit și am făcut un monument, mai facem o grădiță acolo. Eu zic de prin contul. Dar pe casa aia, poftim? S-a aplicat program. Muzeul statului. Se poate aplica programul. În ghilimele. E prins acolo? Da, cum să? Poftim. Mă duc. Să găsim soluția, că este două decenii acolo, care este foarte, foarte urât în centru, în centru sau. Cred că toată lumea de acolo. Mulțumesc! Cunești, nu? Ce e asta? De cum se are cuvântul doamna Matei? Sau să încercăm să trebuie din două, trei adrese, o adresă mă întreabă. Eu lipsa, sau lipsia. Eu nu cunosc acela lipsă. Așa ești nimeni. Unde-s acum? Nu sunt de asta. Nu știu. Unde trimiteți adresa? E la Brașov. Adresa unde vreți o trimiteți? Dar nu pot să știu. Avem adresa, avem adresa corespondență, dar nu știu unde să răspund. Am înțeles. Dar chiar nu vă cumpărăți. Domnul Ivan, dacă vreau urmează, poți fi? Poți. Domnul primar, spuneți-vă, vă rog, care-i stadiul proiectului la Prahă, extinderea rețelei la public. Marța urma să la Iași, la fost, ați mai fost, mai știți ceva de în ce fază, mai este nimic. Nu dă un telefon la momentul ăsta ce l-a spus, decât este la trecut la fir. Aprobat, trecut la fir, până când ies. N-am mai ajuns la Iași. Dar domnul la Gal, nu știe nimic, nu el poate să țin legătura să, ca informație, așa? Nu. Ia legătura la fix, să-i informeze. Din punctul de vedere, n-ar ce să ne spun, decât că e aprobat, e trimis, trebuie să ne vină ca să dăm drumul la treabă vis-a-vis de licitație. Dar altceva? Nu știu. N-am ce să așteptăm. Domnul Sărbănescu, mai luați față. Da. Ia mă rog, hai. Rapid. Stimați colegi, vreau să ridic aici câteva aspecte de ordin gospodăresc și o chestiune strict culturală. Și anume, o iau rapid așa. Problema ridicării gunoiului. În ultimul timp au apărut disfuncționalități. Ne putem aștepta la surprize, domnul oficiu primar? Nu. Nu. Cam de dat. Trebuie să dau răspuns la niște oameni care au venit la poartă la mine. Vă pot spune și de ce au apărut. Așa, bine. Nu. Nu. Gata. Problema postului de TV local, ACTA, ridicată de foarte mulți abonați din zona aceasta, preț mare, posturi puține și proaste, 32 de lei, la, într-un interval de 4 ani de zile, au plecat la 22 de lei, de la 20 de lei și au ajuns la 32 de lei. Am înțeles că le-ați dat autorizație funcționale. Trebuia? Da. Trebuia? Cum să spun? Să știe mai multă lume despre. Dumneavoastră, nu știu dacă mai puteți acum să... Dar atenționați, bă, e lumea nemulțumită în Căiuț. Eu am două posturi, și Telecomul și Digi de la Onești, pe așa, cu 64 de posturi la 27 de lei și 80 de bani. Și ACTA în Comuna Căiuț, care a scos toate posturile de sport, pentru că lumea se uită la Dumnezeu, vrea să vadă sport. Așa, la 32 de lei are 34 de posturi. Nu-i corect. Nu-i corect. Când dăm autorizații la... Dar nu e, aici n-ai... Ce treaba are autorizații de bar cu așa ceva? Nu e mulțumit, te deconectezi sau faci adresa către ei. Ce treaba are primăria? Ia dânsoare... Ce faci de aia? Ia dânsoare... Au dat autorizație. Dar nu faci de aia. Bine, nu mă vorbești corect. Bine, nu mai dați autorizație la... Păi normal. Calitatea serviciului altceva. Nu de pic de primar. Păi da, mă, pe cum? Dar așa e. Una e una, una e alta. Fata sportivei ce s-a ridicat, atâta vă reamintesc că este zona rezidențială și trebuie respectate regulile zonei rezidențiale. Domnule primar, ați luat nu ați la cunoștință. V-am informat, ați văzut și proiectul Zilelor Culturii la Căiuț, în perioada 25-27 mai, peste o lună de zile, care înseamnă 3 zile de manifestări culturale și sportive și distractive, la dispoziția
cetățenilor Comunei Căiuți, în prima zi, vineri 25 mai, sub semnul Marii Uniri, centenarul Marii Uniri care a făcut România Mare, vom avea 3 comunicări științifice cu lectori din Comuna Căiuți și din Onești. A doua zi, pe 26 mai, bine că domnul Oprea a ridicat problema gărbuțului, când lasem de treaba aceasta, dar e până atunci să-l facem, pentru că facem un pelerinaj cu copiii și maturii care vor să meargă acolo, la monument, să depunem niște flori la monument. Sunt 49 de nume acolo, 49 de flori. O să vedem noi cum o să îmbrăm 49 de garoape roșii, 50 de garoape roșii, ca fiecare copil să pună acolo ca o ofrandă pentru eroi și mai ales eroi din Comuna Căiuți care au căzut în primul război mondial. Inițiativa mea, nefiind specialist în biologie, în creșterea plantelor, în aceeași zi vreau să plantăm și niște puieți, dar datorită vegetației înaintate nu se mai poate și va rămâne pentru anii următori, în sensul că împreună să facem un demers pe lângă Ocolul Silvic, ca să dea în arendarea, în susținerea de către Școala Gimnazială Căiuți și în colaborare cu Pralea, ca în fiecare an să se planteze 49 de arbori într-un loc care, la bicentenar, așa cum am sărbătorit în centenarul 1918, cei care vor fi în 3018, să inaugureze crâncul sau odul eroilor de la Pralea. Asta e o chestiune pe care trebuie să o discutăm cu cei de la Ocolul Silvic. Și vis-a-vis de Ocolul Silvic, haideți să facem demersurile și să urgentăm un pic chestiunea parcului. Proprietatea Rosetti sau Conacul Rosetti să includea și parcul acesta dendrologic, care era o bijuterie, era după Copou al doilea parc a frumusețe în Moldova. Dimensiunile erau mari, pentru că erau 8 hectare de parc, inclusiv pe teritoriul fabricii, cu atrucțiune de apă din râul Căiuțului, cu barcă, cu lac, cu piută, cu jurământate. Dacă cei care vor urma după noi vor continua să extindă și să revină la proprietatea Rosetti, le doresc succes. Dar haideți să vedem cum putem să luăm parcul, să luăm parcul, să nu, că nu luăm un om în spate. Cum redăm parcul utilității publice Comunei Căiuți și să vină, să devină loc de agrement pentru Comuna Căiuți. Uitați, se apropie 1 mai, mi-amintesc când eram de 10-12 ani, prin anii 57-58, ce cherleze se făceau în parcul acela, ce frumusețe cu fanfară, cu mici, cu bere și așa mai departe. Inclusiv brigada artistică din cu Oman, cu Roza, cu, cum amintesc eu așa, dădeau spectacole în parc. Condiții sunt, voință cred că este, haideți să vedem cum reușim să preluăm parcul acesta care să... O altă chestiune este cea legată de ziua a treia a Zilelor Culturii și anume despre sărbătoarea Saltămului, duminică 27. Haideți să începem pregătirile de pe acum, să vedem ce facem, că acolo se vor desfășura și activități sportive. Dacă terenul este apt pentru așa ceva, dacă trebuie curățat când saltăm ca să vedem unde amplasăm scena, iar pentru sesiunea de comunicări de la sala mare de aici, ne trebuie cel puțin 100 de scaune.
Am văzut că sunt puține sus, am urcat până acolo, am văzut că sunt puține sus și nu știu dacă în primărie sunt 100 de scaune. Ar trebui să fie. Voi aveți asta statistică aici. Cum? Universitatea aici. Inventar. Inventar. Și sunt mai multe. Da, bine, dar în inventar sunt toate aceste de aici. Eu am văzut că sunt mai multe. Da, și din birou aici. În legătură cu ultima... ultima manifestare a Salzburgului, participarea... Domnul președinte, a terminat? Participarea Busuiocului, sper că nu sunt probleme. Deocamdată nu avem un răspuns pro și contra, nu-i clar. Mulțumesc mult. Ce? Că înainte de a vorbi, discutam cu colegul domnul Oprea și spunea, domnule, tot întrebarea a terminat așa. Cu siguranță când vorbesc eu, o să zic, gata domnule, două minute. Evident, nu vorbesc la domnule, sunt câteva probleme pe care vreau să le ridic. Și în urma discuțiilor portate cu concetățenii noștri din Comuna Căiuț, care ne-au adus la cunoștință câteva aspecte. Aș începe cu școala Căiuț. Este vorba despre existența acelui WC-ul în curtea școlii tip privată. Recunosc, nu am verificat, vorbesc doar din cuvântul adus la cunoștință de către un cetățean. Acel WC-ul ar fi periculos, un aspect. Al doilea aspect, li se interzice copiilor să uzeze grupul sanitar existent în cadrul școlii și sunt miși la acest WC. Eu vă rog executivul să verifice dacă este cineva din rândurile noastre în Consiliul de Provincie a Școlii a putea să o facă și în ședința următoare să ne informeze despre acest stare. Dacă WC-ul respectiv tip privat e și periculos, eu zic să-l desfințăm și să uzăm de spațiul existent. Un alt aspect. Domnii mei, în anul precedent, în anul trecut, îmi amintesc, sau mai bine zis acum 2 ani, îmi amintesc că a fost o discuție despre confiscarea unor materiale rămase, rezultate din tăierea unor arbori, respectiv pom fructifer, din gospodăria unui cetățean din raza comunei noastre. Acel material a fost confiscat, în cadrul Consiliului Local am făcut o adevărată, a fost o tebatură făcută atunci. S-a discutat despre circulația materialelor noastre pe drumurile publice, că eu avea trece, că se dea amendă și mai departe. În final s-a confiscat lemnul, nu i-a mai fost restituit lemnul. Și iată că sunt cetățeni din comună care ne aduc la cunoștință următorul aspect. În zona numită Tehnic, din satul Căiuț, sat. A existat o coastă acolo cu niște salcâni. Am înțeles că dumneavoastră executivul ați fi dispus tăierea salcânilor respectiv. Se reclamă faptul că materialul rezultat din tăierea acestora a fost vândut cetățenilor din același sat. Eu rog, tot la fel, rog să verificați și cu proxima ocazie... S-ați verificat? Poftiți? Nu ați verificat. Da. La școală ați specificat că nu am cel puțin da, interviu. Acolo l-ați verificat, aici ai verificat? Am verificat, sigur că da. Mai mult decât faptul că am verificat, am făcut și niște poze cu o fântână existentă sub dealul tehnicului și am avut ocazia să văd acolo cum animalele se servesc, se adapă din acea fântână, faptul care l-am invocat de rese ori și în programul de astăzi, în planul respectiv, am trecut acoperirea și protejarea surselor de apă. Deci a fost cel de-al doilea aspect. Domnule, de fiecare dată purtăm o discuție din asta și nu de puține ori antagonic, așa și cu ridicări de ton între noi consiliere și dumneavoastră, domnule primar. Toate aceste lucruri, multe din ele ar putea fi evitate dacă, și numai dacă, ne-am încadrat și ne-am pune la rând cu toate treburile care le avem fiecare. Revin la acel plan de ordine și siguranță publică,
Și să vedeți dumneavoastră că nu s-ar mai reclama. Ați spus odată că doar domnul Matei v-a anunțat cu unul care rătăcea prin pădure. Am fost eu cel care v-am sunat că s-a mâncat gunoaie dincolo de trotuș în... Așa? Și nu s-au întreprins măsuri. Domnul Oceanu, iată, am spus domnul Matei care a mers împreună cu noi. Dumneavoastră, dacă ați reclamat, să mergeți împreună cu noi. Domnule primar, v-ați luat angajamentul că dați răspunsurile la cap. Bine. Și acum când ridicați degetul la subsemnatul, vreau să vă informez nu numai că n-am mers cu dumneavoastră, cum zice dumneavoastră. Am stat acolo dat ca cu fixativ, mai bine de 40 de minute, așteptând poliția locală să vină să se ia măsuri. Ca într-un târziu să mi se spună, domnule, poliția e locală la nu știu ce drum pămblitor și așa mai departe. Domnii mei, îmi pare tare negreu. De ce? Vă rog frumos, abținere de minte. Sunt lucruri care le-am mai adus la cunoștință. Să nu uit. Aveți cumva data când s-a întâmplat asta? Să nu uit. Nu vreau să... Ați putea să întrebați colegii din executiv. Domnul, e viceprimarul, vorba, că am avut și o discuție, nu? E viceprimarul. Domnii mei. De reținutul aspect, Oriana niciodată n-a ridicat vreo problemă fără să o argumenteze. Eu de fiecare dată am adus argumente. Deci nu spuneți mie că domnul Matei a mers și că eu n-am mers. Nu că am mers, am stat acolo, dar cu fixativ, domnule, ca să rezolve treaba. Să trecem peste lucrurile astea. Domnule primar, atâta timp cât nu veți fi cel care să convocați comisia aleasă anul trecut, deci într-un an a durat un an și ceva și am ales comisia, mai durea un an și ceva și să faci un planul de ordine și siguranță publică. Să vedeți dumneavoastră când polițistul local, funcționarul public, polițist local ce este el, este, îi se trasează sarcina respectivă, să vedeți dumneavoastră că vă degrevează și tot dumneavoastră. Deci nu mai ajungem la discuțiile astea cu ridicări de tonuri unul asupra altuia. Deci haideți să intrăm o dată în rând. Când convocați această comisie, și a doua chestiune, veneam cu o altă propunere în fața dumneavoastră. Domnii mei, regulamentul spune că orice ședință se convocă în 5 zile. Materialele respective se dau câteodată, da, câteodată, pasă. Trebuie să fim de acord și cu acest lucru. Pentru problemele de interes major, cum sunt bugetul de venituri și cheltuieli, impozitarea și taxarea locuitorilor din comuna Căiuță, programul de gospodărire și înfrumusețarea comunii pentru un an de zile, planul de ordine și siguranță publică. Haideți, vă rugăm frumos să stabilim astăzi ca executivul să întocmească proiectele respective pentru aceste probleme de interes major, să întocmească și să le dea consilierilor cu cel puțin 30 de zile înainte proiectul, draftul respectiv. Astfel încât să discutăm și noi cu cetățenii, să avem timp să ne aplicăm, să se venim, pentru că iară intrăm în ședințe, gen ședința de astăzi, și rezolvăm lucrurile pe repede și înainte. Hai, domnule, iară te scrii la cuvânt, dar gata. Deci nu avem timp într-o ședință de una, două, chiar trei ori, să ne aplicăm asupra tuturor treburilor care ar trebui să ne aplicăm asupra lor. Deci, dacă veți ține cont de acest lucru, și eu vă rog frumos ca această propunere mea să o supunem la vot astăzi, respectiv cu înaintarea draftului acestor proiecte de interes major, cu cel puțin 30 de zile. O altă problemă. Am aprobat în ședința trecută târgul săptămânal, da? Și amplasarea lucrurilor este parțelă tot trecut. Domnule, timpul respectiv, eu v-am rugat să ne aplicăm asupra amplasamentului acestui loc. Eu zic că încă mai este timp. Acea zonă, dumneavoastră, ați gândit-o, eu nu zic că nu e bun. Gândiți-vă că pe timp de iarnă, târgul acolo sus, pe coastă nu vom putea face. Decât cel mult să nu urci. Iarnă nu știu așa mai departe. Doi. V-ați apucat și ați răspândit pământul ăla de acolo. E un lucru bun, ați făcut terasamentul respectiv. Înainte de acest lucru, locul respectiv trebuia consolidat. Primăvara a trecut. Dom'le, cu niște specii arborescente. A, sunați careva dintre dumneavoastră?
Vă rog frumos. Vă simt și asta. Eu revin și vă rog frumos, dacă aveți posibilitatea să regândim acest lucru și amplasamentul, să țineți cont de amplasamentul pe care l-am făcut eu. Domnule, un alt coleg a ridicat o altă problemă, podul de peste troturi. Eu am scris și în programul de astăzi, când a intrat în proiectul respectiv. Eu zic domnului mei să punem în ambele părți niște o limitare de viteză, pentru că de interzis nu putem să interzicem gabaritul. Pentru că poate vă problemă, poate vă urgent. Nu, e colegia noastră, dar asta e situația. Bă, lasă, distrați-vă, vă simțiți bine, cu seama. Domnule, despre limitatea asta... Sunați nu urmă de bun. Sunați la post. Păi nu, care să vă spuneți. Sunt fii suspiciuni. Sunați la colegi. Verific și vă informez, domnul. Mă rog, mă rog. Deci trebuie limitată viteza pentru ca nu se produce predicații, pentru că știți că e cu probleme. Deci până la reabilitarea lui când va dura, haide să limităm viteza cu el. Gabaritul nu putem, dar dacă se trece cu o viteză cât mai redusă, sunt înlătură trepidațiile și nu pot apărea probleme acolo. După aia, a doua chestiune, tot la el, trebuie desfundate veșnic barbacarele și dacă este posibil, nu este lipsit de interes, să se facem o plombare a zăurilor respectivă, chiar temporar, cu ceva balast, cu un pic de ciment, cu un tip uscat, amestecat și umectat, după aia, așa mai departe. Nu nimeni. Pentru momentul de la Pralea, sunt de acord cu ceea ce se spunea, acolo, acel moment realizat, bineșor față de prima tentativă, este prin faptul că el este stilizat, are acea secțiune în area lui și acolo trebuie un fundal, propun, dacă sunteți de acord, acum e tardiv de târziu, un fundal din vegetații specii rășinoase, rectitui pentru spatele respectiv, pentru casa respectivă, aia spatele. Despre zilele comune, problemă ridicată, iată că acum am auzit, pentru prima dată când am avut decalatice zilele comune față de Târgu Căiuț, un lucru care este extraordinar de bine gândit, eu consider că acest lucru trebuie pregătit din timp și haide să fim de acord să se constituie ca de fiecare dată comisie și comitete, pentru o primă ediție a zilor comunii să fie făcut bine. Zilele pentru comune. Asta... Ne-am numit-o zilele culturii creioase. Și nu-i zilele comune? Nu puteam spune și zilele comune. Oricum pe 29 august nu se cheme zilele comune, o să fie dulce. Păi nu, și atunci de ce să nu fie zilele comune acum? Și cu, bineînțeles că zilele comunii și activități culturale și sportive și comunicări științifice și câte și mai câte. Dar la toate aceste chestiuni, domnul profesor, dacă sunteți dumneavoastră de acord și cu toată lumea de aici, haideți să facem un program, că și la urma urmei, noi facem toate aceste activități, popularizarea lor, dacă cu aceste programe înaintate către concetățenii noștri, am face popularizarea acestor acestor zile ale comunei și trecem acolo subitate despre comună și istoric și tot. Adică trebuie gândit, dar trebuie realizat un program. Pe un trifold, pe ceva... Eu așa gândesc că ar fi potrivit. O secundă, notă de calcul, împărituri, programe, 150 de bucăți și afișe, 100 de bucăți. Spune-se, e bine. Nu, dar n-am știut, pentru că e ținut la secret ăsta. Dacă l-am auzit tangențial, acum, dacă nu v-ați fi scris la cuvânt și vorbiți despre el, iar se venea odată cu proiectul în față și
și într-o oră sau două ore chiar dezbate acest problem al zilelor căit comunitării. Dar proiectul dumneavoastră l-a știut cineva până astăzi? Potiți? Care a fost azi. Dar dacă citiți, domnul... De ce spuneți că a fost semnat secret de aia? Nu, nu, nu. Problema domnul Sârbu, nu e a mea. Da. Și a fost propus de la începutul anului. Așa și lucrăm bine, de la începutul anului. Dar trebuie să facem cu prima ședință. Doamne, doamne, iau, am bucă când v-am dat bine. Punerea spre dezbatere vine organul cu raportul respectiv. Punerea spre dezbatere a Consiliului Local și a cetățenilor acestui proiect. A venit cu propunerea asta la dumneavoastră. De ce? Domnul primar. Haideți să vedem mai mare. Vorbim cu domnul primar. Dar nu mai trebuie la sfârșit. Proxima ocazie, vă informez cu toți. Spuneți ce doriți. Când vorbește Ordeanul, întotdeauna este limitat. Păi e ceva pe care ce mai mult. Dar dumneavoastră... Cred că astăzi, cel puțin astăzi, există cel puțin o persoană care a vorbit mai mult decât mine. Și acele persoane nu i s-a scos. Dar nu e nicio problemă. În proședință de anul trecut am cronometrat cuvântul tuturor. Era codaș. Dar haideți atunci să facem 2 minute de fiecare și gata și nu mai apar discuții. Să vorbim ce se întâmplă. Eu știu că am trăit în pielea băieților ăștia mai tineri, practic mai... Au fiecare câte o activitate, mai muncește fiecare, mai face, au un program. Nu poate să... Doamna secretară trebuie să ia copilul de la cămin. Deci fiecare, da, stăm, nu-i problemă. Dar sunt probleme care le puteți veni să le discutați direct cu mine. N-am refuzat niciodată pe nimeni. Puteți să veniți să discutați. Zis să de doamnă prima. Da. Aveți cuvântul, domnul Roșcan. De ce să vă repotează? Da? Atunci ce mai e nou ce v-am spus? O să avem un pe 6 mari. Acum o să avem... E o activitate de asta. Ce frumoasă în Comuna Căiuț. Sunteți invitați pe 6 la Boiște. La sfințirea de la Biserica Boiștea. E o activitate amplă, cu scenă, cu episcop, cu toți preoții din comună, cu toți credincioșii din comună care scrie acolo. Nu o să fie eu nicio slujbă la nicio biserică, fiindcă separat nu vorbim nici acasă. Șase, da? Toți... șase mai Boișe. Deci de, da. Duminică, de duminică asta într-o săptămână. La ce oră? De ce? Slujba normală care este, la început cu ora 9, liturghii, 10, undeva la 12 se va încheia. Cine vrea, o să încercăm să facem și un pic de umbră, o să ne asigurăm niște apă într-o proporție mai mare, că să fie multă lume. Datina ne spune că, ca și gazdă, ca și speții cetățenii de Boiște, dar nu știu dacă suntem administrativul, asta e, trebuie să-și cei care vin să fie puși la masă, o să încercăm să ne organizăm. În funcție de cum putem împreună cu preotul, cu pachete sau ce om putea să dea el acolo să facă, să... O să fie ceva frumos. Dacă dumneavoastră vreți să participați, aș vrea, ca să nu mai fie chiar la celelalte evenimente, consilierii să stea ba 2 coruri, 2 coruri, 2 coruri. Dacă puteți să mă anunțați și să cer a face un grupul consilier, o chestie acolo, undeva în scenă, în care să stăm cu toții, eu nu știu dacă o să fiu și eu sunt acolo, dar nu știu că sunt pentru cum e făcut programul. Cine vrea să până viitoare, undeva la vreo joi, vineri, o să am și programul, o să merg după un program, după un ritual, acum nu l-am, nu îmi pot spune. Dar ca să știți mai mult, dacă să mai anunțați dumneavoastră, dintre cetățeni. De ce e normal, ca... Da. Și mai scurt, dacă mai aveți cineva care va probleme, puteți să le spuneți, că acum nu puteți să ne... 10 minute se poate, ce putem ca? Eu aveam ceva de spus. Asta? Am înțeles și știu de la domnul principal primar că s-au dat, eu, Berber, fiecare
plătitor sau pentru fiecare negociator de rol. Problema este că, cel puțin în zona Căiuț, ori fiind aproape de centru, ori ceva, magazinele, ceva se întâmplă, că e și explicabil. Parte din cetățeni nu scot euro cu bere. Deci asta a fost joi, una, două aici, mai vezi nu știu unde. În schimb, containerul din tablă, n-ar fi o problemă. Bunul tot acolo merge. Dar deversează. De luni este plin, saci, vin câini, vagabonzi, răscolesc. Deci ceva se întâmplă. Cineva, din comoditate, folosește aeropubela în alt scop, probabil, că e comod să ducă acolo cu noi. Și deja luni e plin și pun saci pe lângă, pun și la 100 de metri de centru. Mai sunt informații că mai atunci și din centru, de undeva, vine cu noi acolo. Prin cea mai apropiată aeropubelă, vine acolo și tot. Vine acum, vine sezonul cald, miros. Da, e mai comod să duc acolo decât să-l țină în curte, să-l scoată joia. Acum, se poate vedea, azi dimineața a fost zi de colectare pentru Căiut. Nu dau lume, o e aici, una nu știu unde, nu știu cum. Deci, nu cred că cei în cauză nu sunt generatori, nu generează cu noi. Dar are cum. Dar duc acolo, mai aduc și alții și în permanență eu. Aia e pusă pentru cei din deal, unde are acces. Atât. Acum, repet, n-ar fi o problemă cu noi tot sunt acolo, dar e un disconfort. E plină, saci pe lângă, deci de luni începând și până joi când vine, puteți urmări și monitorizați zona, să vedeți că asta și ceva e, se întâmplă acolo. Prima mai avut că a venit o mână din genul ăsta și la care și la asta și stau pe... Da, bine, asta a avut în, discuție pentru că plătesc gunoiul, bătuiesc, au eu o tubelă, s-o scoate la poartă. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc.